Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la rubrica noastră săptămânală despre una dintre cărțile care ne pot ajuta să devenim niște profesori mai buni. Cartea pe care vreau să o prezint astăzi nu este propriu-zis o carte de pedagogie, este mai degrabă o carte de filozofie sau putem spune că este chiar un soi de ciudățenie pentru că există destule voci care ne spun că nici măcar filozofie nu este. Punctul meu de vedere este înțelepciune în stare pură și uh, pedagogii sigur vor avea tot timpul de câștigat din uh, citirea unor asemenea cărți. Mă refer la primul volum al eseurilor lui Michel de Montaigne. Volum proaspăt apărut la editura Humanitas pe care fără niciun fel de îndoială îl consider un, un eveniment important editorial. Poate chiar evenimentul anului sau chiar al ultimilor ani. Uh, Montaigne nu este un uh, filozof oarecare, Montaigne este un uh, filozof care vorbește foarte mult în continuare sufletului nostru, sufletului modern. Există cluburi și fan cluburi și cluburi de lectură Montaigne în toată lumea. Există biblioteci virtuale, există traduceri în mai multe ediții în majoritatea culturilor europene și uh, nu pot decât să salut prezența și apariția acestei noi traduceri din Michel de Montaigne pe spațiu editorial, în spațiu editorial românesc. O asemenea traducere era nu doar necesară, era mai mult decât necesară în condițiile în care precedenta a lui Michel de Montaigne în limba română s-a întâmplat acum 50 de ani, Aparținând Marielei Seulescu, care, sigur, e un filolog și a fost un filolog absolut remarcabil, aparținând unei școli de traducere absolut remarcabile, dar, din păcate, spun specialiștii, o, o traducere barocă, o traducere excesiv de excesiv de livresc, inutil, arhaizantă pe alocuri și sigur toate lucrurile astea au făcut ca Montaigne să ajungă greu sau să nu ajungă deloc la sufletele și mințile cititorilor români. Actuala traducere aparține filologului Vlad Russo, din punctul meu de vedere este o traducere reușită, chiar dacă pe alocuri aș spune că și arhaizează inutil, însă una peste alta eu cred că traducătorul Vlad Ruso reușește să găsească un echilibru bun, funcțional și de bun gust între vechimea textului și patina aceasta lingvistică probabil necesară și vocabularul care este accesibil uh, cititorului, cititorului modern. Uh, de, ce recomand această, de ce recomand această carte profesorilor? De ce o prezint la rubrica uh, Cărții de Pedagogie? Uh, dacă nu pentru înțelepciunea și finețea psihologică și pentru acuratețea și rigoarea informațiilor pe care le găsim în, în ea măcar pentru cele două capitole dedicat pedagogice de la care se regăsesc undeva spre jumătatea volumului uh, unul se numește despre ifosele dascolilor și prezintă uh, prezintă hai să spuneam uh, uh, într-o cheie umoristică și plină de uh, miez lucrurile care ne fac pe noi, profesorii, li să fim uneori uh, ușor ridicoli și plini de ifose. Dar în primul rând, pentru eseul despre educația copilului, pe care îl consider absolut incredibil și absolut remarcabil, ținând cont că avem de-a face cu un text de secol XVI, veți fi probabil surprinși, poate chiar șocați să constatați că Aproape niciuna, poate chiar niciuna dintre marile temele psihologiei și pedagogiei contemporane nu lipsesc de aici. Montaigne este un progresist fără discuție în, în acea epocă. Se aplacă cu o înțelegere absolut remarcabilă asupra fenomenului pedagogic și artei învățării. Are o empatie și o înțelegere caldă față de ceea ce îi face pe copii să fie deosebit să fie principalul um, material de modelat în mâinile profesorilor. Și uh, nu în ultimul rând uh, aș remarca faptul că ceea ce ne vorbește din, din eseurile lui Michel de Montaigne este o voce umană, caldă, înțeleaptă, echilibrată, adică o voce așa cum cred eu ar trebui să fie vocea oricărui profesor. Um, aș încheia prezentarea mea spunând că dacă am în minte un model uman pentru elevii și studenții mei, atunci acel model uman este tipul de personalitate, tipul uman creionat în, în eseurile lui Michel de Montaigne. Pentru că dincolo de subiectele foarte diverse, adunate în, în acest volum, Michel de Montaigne are tot timpul în centrul preocupărilor și eseurilor sale omul ca ființă complexă, nuanțată, scuturată uneori de, de contradicții și de tot soiul de cezuri și de rupturi interne, dar până la urmă modelabilă și formabilă. Îmi veți permite să închei prezentarea mea citind câteva paragrafe din cele două eseuri, Um, primul este din despre ifosele dascoli. Dacă este posibil să dobândim înțelepciunea, nu trebuie să ne mulțumim cu rezultatul în sine, ci totodată trebuie să o utilizăm. Dionisos își bătea joc de grămăticii care cercetează nenorocirile lui Ulise, dar habar n-au de ale lor, de cântăreții care își înstrună flautele, dar nu și apucăturile, de oratorii care fac mare caz de dreptate, dar nu practică, dacă sufletul nostru nu e îndrumat pe o cale mai dreaptă, iar judecata nu ne devine mai sănătoasă, aș prefera ca învățăcelul meu să-și petreacă vremea jucând mingea, măcar așa corpul i-ar deveni mai sprintem. Priviți-l cum se întoarce după 10 sau 15 ani de învățătură. Nu mai e bun de nimic. Singurul folos, latina și greaca l-au prostit și l-au făcut mai înfumurat decât era înainte de a pleca de acasă. Trebuia să se întoarcă cu sufletul plin, dar vine cu el îmbuibat i s-au umflat doar în loc să-i crească. Cum spune Platon despre sofiști, confrații frații lor, dascării despre care vorbesc sunt cei care între toți oamenii făgădesc să le fie cel mai de folos oamenilor și singurii care nu numai că nu îndreaptă ce li se încredințează, cum fac și Zidarul, ci îl și strică ba mai cer și plată pentru asta. Dacă sigur vi se pare că sună cu remarcile contemporane privind educația axată strict pe memorare și nu pe formare, atunci să știți că nu, nu vi se pare. Um, chiar, chiar așa este. Voi uh, citi și un paragraf um, din, despre educația copiilor. Uh, Eseul este absolut remarcabil și vi, uh, vi recomand în întregime. Nu cred că ar trebui să fie profesor care să nu-l fi citit. Cine își înfățișează însă marele chip al mamei noastre natura, zugrăvit în deplină ai cine citește nesmintita și a tot cuprinzătoarea diversitate, cine se zărește în el și nu doar pe sine, ci o întreagă împărăție înfățișată printr-o subțire trăsătură de penel, numai acela vede lucrurile în adevărata lor lumină. Această lume necuprinsă pe care unii o împart și în specii stând sub câte un gen este oglinda în care trebuie să ne privim pentru a ne cunoaște cum se cuvine. Pe scurt, asta aș vrea să fie cartea elevului meu. Atâtea apucături, crezuri, judecăți, păreri, legi obiceiuri ne învață să judecăm cu chipzuință pe ale noastre și ne deprim cugetul să-și recunoască neajunsul și natura plăpândă, ceea ce nu-i puțin lucru. Atâtea răsturnări politice și atâtea schimbări în sorții treburilor publice ne învață să nu ne mai mirăm atât de ale noastre. Atâtea nume mari, atâtea biruințe și cuceriri îngropate în uitare fac caragioasă nădejdea de a ne numele prin capturarea a arcași și un coteț cunoscând doar fiindcă a picat. Fudulia și fala atâtor alaier străine, slava nespus de umflată a atâtor curți și atâtor mărimi ne întăresc și ne fac mai sigură vederea pentru a privi strălucirea lor noastre fără să clipim. Eu cred că despicarea firului de pără stăvilit accesul către natură marea greșeală se face zugrăvindu-le copiilor drept un lucru de neatins, posac, posomorât și crunt la înfățișare. Cine e o filipitoare pe chip masca asta palidă și hâdă, când pe lume nu e nimic mai vesel, mai viu și mai voios și era, cât pe ce să spun, mai zburdani. Ea nu propovăduiește decât sărbătoarea și petrecerea. O mutră mohorâtă și posacă arată că filozofia nu acolo își face veacul. Vă salut cu prietenie și vă recomand Em Suflet, esse é o leite,